Enchanté. Am făcut acum câteva luni un clip în care vorbim despre feminitate. Deși m-am gândit că astăzi să vin cu o fel de continuare în care să vorbim despre cum putem să ne dezvoltăm mai mult energia feminină. Dacă vă aduceți aminte, dacă ați văzut clipul, dacă nu, vi-l las în descriere, vorbeam atunci despre faptul că feminitatea ține mai degrabă de o energie pe care o ai, care cumva te guvernează și pe care o emani. La fel și în cazul energiei masculine. Dar vorbind despre energia feminină, m-am gândit că n-ar strica să vorbim despre câteva lucruri pe care le putem face care să ne dezvolte această energie feminină, care să o trezească, dacă vreți, să o dezvolte și să ia să se înflorească așa la suprafață. Și nu sunt lucruri neapărat care țin de purtat rochii, purtat topul și așa mai departe, despre care am vorbit în acel clip și despre care putem să mai vorbim dacă vreți și dacă vă interesează subiectul. Vorbim mai degrabă despre lucruri care țin strict de partea asta a energiei, lucruri pe care să le faci, mai mult sau mai puțin materiale sau fizice, pe care să le faci, care să-ți dezvolte energia asta, care să trezească scânteia asta. Înainte de toate, dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, bine ați veniți! Mi-ar face mare plăcere să vă abonați și să rămâneți în familia noastră. Nu uitați să veniți și pe Instagram, că vorbesc cu voi în fiecare zi, de multe ori vorbesc pe diverse subiecte pe Instagram cu voi și postez multe acolo. Și de asemenea aș vrea să lăsați în comentarii părerile voastre despre această temă. Ca să vă fac un pic de context așa, pentru cine nu știe, deși v-am mai spus treaba asta de mai multe ori, eu vin dintr-o serie de familie, într-o specie de familie puțin mai ciudățică, în sensul că femeile erau cumva îndreptate să fie mai androgine sau mai degrabă mai masculine și am crezut mult timp că asta trebuie să fiu, să fiu femeia aia bărbat, să fiu femeia aia bățoasă, să fiu femeia aia agresivă, să fiu femeia aia care rupe și sparge tot, dacă se poate și cu capul. Și în timp mi-am dat seama că nu este genul de atitudine și de energie care mă caracterizează și care să-mi placă și care să fie pentru mine și mi-am dat seama, eram așa într-un gol, știți, nu eram nici prea feminină, nu eram nici masculină, eram așa într-un gol și nu știam ce se întâmplă cu mine și de unde să scot ce-mi place mie și ce-mi place mie, pentru că cumva aveam așa o viziune către ce aș vrea să fiu sau către ce aș vrea să tind, adică ceea ce sunt în ziua de astăzi, dar nu știam ce să fac și cum să ajung acolo. Și astăzi, tocmai în ideea asta, vin să vă aduc câteva tipsuri pe care le-am făcut și nu au fost doar astea, dar ne oprim asupra ăstora pentru moment. În primul și în primul rând, cred că este foarte important să nu te compari cu cei din jurul tău. Este un exercițiu foarte greu de făcut, este foarte un obicei pe care trebuie să-l dobândești, care se dobândește în timp. Este foarte greu de dobândit, o să ai momente de cădere așa, când aluneci înapoi pe panta aia a comparațiilor, mai ales având în vedere că noi suntem o nație care suferă grav de așa ceva. Adică asta este cumva, dacă se poate spune, elementul numărul unu care ne definește comparația, pentru că știți, cu toții am trecut prin situația clasică, dar de ce tu ai luat 8 și colegul de bancă a luat 9, dar de ce tu te poți comporta nu știu cum și colegul de bancă nu, dar de ce tu muncești și nu ai mașina aia, dar de ce tu faci, știți foarte bine comparațiile astea stupide care ne-au guvernat copilăria. Cred că din maternitate ne comparăm. Cred că prima conversație pe care au două mămici care au născut în același timp este: ce ai, fetiță? Eu am băiețel. Adică băieții sunt mai grozavi. Al meu a avut 3,600. Al meu a avut 3,800. A luat 10. A fost perfect. Știți? Cred că de atunci încep comparațiile. Și prin urmare suntem intoxicați. Este ceva în natura noastră să ne comparăm. De aia și procesul de a te detoxifia de comparații este foarte lung și foarte nevoios. Dar credeți-mă pe cuvânt că eu l-am făcut și îl fac constant. Că e o luptă constantă pe care o duci și acum și m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat în primul rând pentru liniștea mea psihică, m-a ajutat pentru că nefăcând comparații după aceea mi-am dat seama de lucrurile care îmi plac, că nu trebuie să fac nu știu ce doar pentru că face toată lumea. Mi-am dat seama că de
valorile mele și de multe, multe lucruri. Și o să ziceți, bun, dar ce are, ce treabă are asta cu energia feminină? N-are neapărat treabă direct cu energia feminină, dar este un lucru sănătos de aplicat în orice context te afli, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, fie că ești bărbat în corp de femeie, fie că ești femeie în corp de bărbat, fie că ești orice ești tu pe lumea asta. Pentru că te ajută să te liniștești în primul rând psihic, să te liniștești cu creierii capului, să te concentrezi pe ceea ce vrei tu să faci, pe ceea ce îți place ție, pe ceea ce ai tu de făcut. Și după aceea începe și descoperirea acelei energii feminine și lăsarea ei să o... și faptul că o încep să o lași să înflorească. Un al doilea lucru pe care ar fi bine să-l facem cu toții, dar mai ales când vrei să-ți descoperi energia asta feminină, este să te deconectezi puțin de la social media în mod special sau de la electronice, să zic așa. Pentru că nu neapărat social media este cel mai rău lucru inventat pe lumea asta, că dacă vă uitați la știrile de la ora 5, te ia groaza. Dar e bine să te deconectezi de la social media, odată că te ajută foarte mult să implementezi primul punct, ăla cu a nu te compara, deci este o adorabil. Și în al doilea rând, nici nu este sănătos. Orice vine în doze prea mari, absolut orice, și sport în doze prea mari, și mâncat în doze prea mari, și medicamente în doze prea mari, și sex în doze prea mari, orice vreți voi, strică. Este ca atunci când ai o rețetă de la un medic pentru niște medicamente și tu nu le iei cât ți-a recomandat medicul, e o perioadă mai lungă, că ești tu mai deștept, știți? Automat încep acele medicamente care până atunci îți făceau bine, încep să-ți facă rău. Așa și cu social media și cu tehnica și cu electronicele. Ție prea mult strică, ce e în doze prea mari, e prea mult, știți? Și face rău. De-aia avem tendința să ne comparăm, de-aia avem tendința să acumulăm frustrări, de-aia avem tendința să fim foarte angrenați pe lucruri pe care poate nu le vrem, să fim foarte concentrați. Nu, eu vreau Chanel sau vreau, cum văzusem recent, exemplul ăla cu chidoșenile alea oribile de la Mugler, cu oribilitățile alea de pantaloni, că s-au umplut Bucureștiul de oribilitățile alea de pantaloni, doar că au apărut pe Instagram, știți, de la Mugler, care sunt absolut hidoși, nu i-aș purta nici să mă plătească cineva în aur. Dar, ca idee, știți, sunt de foarte cum trebuie să am aia, trebuie să am aia, când, de fapt, tu poate nu vrei chestia aia, dar tu zici că trebuie să ai pentru că vezi pe cineva că are și cumva în mintea ta se creează conexiunea că dacă ăla are, trebuie să am și eu. Din nou, ce treabă are asta cu energia feminină? Păi îți rămâne mai mult timp să-ți descoperi acea energie feminină și să aplici următoarele puncte pe care le am în lista asta. Nu zic că social media e rău, v-am zis, nu cred în faptul că este cel mai rău lucru din lumea asta, din contră, are și foarte multe beneficii, dar trebuie să folosite cu moderație, trebuie făcut totul cu un echilibru, știți, nu să exagerăm, nu să sărim calul. Numărul 3 este iarăși foarte controversat în ceea ce privește societatea din ziua de astăzi, pentru că societatea și normele sociale din ziua de astăzi ne împing tocmai către asta, și anume să nu-ți accepți emoțiile, să ți le năbuși, să le ascunzi, să nu știe nimeni ce simți, să nu arăți tu de fapt ce simți. Și tocmai în ideea asta, punctul ăsta vine să vă spună că este firesc și normal să simți ceea ce simți în momentul respectiv. Poate nu este sănătos să simți că îți vine să stai venele pentru o perioadă lungă de timp, dar asta, sau să-ți jumulți în genele, dar asta nu înseamnă că nu-ți vine câteodată așa, știți? Parcă nu-ți vine, parcă ai cât un zvâc din ăla când ești foarte supărat. Din nou, ce e prea mult strică, dar chestia asta pe care ne-o impun toți acum, că, vai Doamne, nu ai voie să fii nervos, trebuie să fii tot timpul calm, tot timpul vesel, tot timpul disponibil, mai ales ca femeie, să fii tot timpul disponibilă, să fii tot timpul veselă. Nu! Simte ceea ce simți. Știți că am mai discutat în multe clipuri în care vorbeam despre ce să faci când ai o stare proastă. Și v-am zis că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te lași să simți ceea ce simți atunci, ceea ce ai nevoie să simți, pentru că creierul nostru, organismul nostru are nevoie și de momente în care nu se simte bine, are nevoie și de momente în care nu are prea multă energie. Creierul nostru are momente în care
poate nu e cel mai vesel din lume, poate nu ne transmite cele mai vesele și mai drăguțe vibrații din lumea asta. Prin urmare, nu trebuie să fim tot timpul, știți, gata de poză și vesel. Îmi displac teribil de tare stereotipurile alea de genul e la menstruație, dacă, mai ales în cazul femeilor, dacă, nu știu, se poartă într-un an, e la menstruație, sau hormonii femeilor. Nu, lasă-te să simți ceea ce simți. Acum, să înțelegem, eu nu spun să te duci să faci istericale în mijlocul străzii, nu spun să te duci să faci istericale la bis în rău, să țipi la toată lumea, să dai, să trântești, să bubui, știi, când îți vine să arunci cu toate alea, nu spun să te manifesti chiar la nivelul ăsta, dar în momentul în care nu ai energie, nu trebuie să te forțezi să ai energie. Apropo de toată industria asta, că nu știu dacă ați observat, dar este o întreagă industrie care s-a dezvoltat tocmai pe ideea că nu ai voie să nu ai energie. Tot felul de pre-workout-uri, after-workout-uri, energizante, suplimente care îți dau energie, care te fac să bubui, să fii ca un electron din ăla rătăcit constant, așa. Nu e sănătos, știți, să fii constant la 100% din energie. Prin urmare, trebuie să te lași să simți. Dacă într-o zi nu ai energie, ok, lasă-te să nu ai energie, că poate organismul tău asta simte. Nu trebuie să-l forțezi, să-l rupi în bucăți doar ca să arăți că ai energie. De ce m-am legat de treaba asta, apropo de feminitate și de energia feminină? Pentru că femeile, la baza lor, așa au fost construite, să fie niște firi emoționale. Ați văzut masculii, în orice specie, nu vorbim neapărat de oameni, în orice specie de animale vă uitați, masculii sunt mai detașați întotdeauna. Da? Masculii sunt mai... așa, pe când femeile sunt alea care sunt atașate, sunt mai sentimentale, sunt mai temperamentale și de acolo, de aia zic că trebuie să te lași să simți ceea ce simți, să simți emoțiile, pentru că este o chestie care ține de energia feminină, să-ți accepți și să-ți simți emoțiile. Apoi, următorul punct este legat de ajutor. Este o chestie specifică feminină, energiei feminine, și anume ajutorul. Dar ajutorul ăla fără a aștepta ceva în schimb, fără a fi contabilizat. Vezi că eu am stat atunci, în data X, am stat cu tine când te-a înșelat bărbatul tu și am venit la tine și ai fost umărul pe care ai plâns, acum e rândul tău. Nu genul ăla de ajutor, ci ajutorul ăla necondiționat. Oferă-ți ajutorul altora, fie că vorbim de un sfat, fie că vorbim de puțin timp petrecut în care persoana respectivă are nevoie să discute cu cineva, fie că vorbim de ajutor fizic, fie că vorbim de voluntariat, fie că vorbim de, nu știu, orice. Pentru că asta este o chestie specifică energiei feminine. Asta cultivă energia feminină, fiindcă stă la baza femeilor. Iarăși, când au fost femeia și bărbatul, când au fost creați ei pe lumea asta, bărbatul a fost ăla care a fost creat să se ducă să vâneze, să dea cu piatra în cap la animal și să-l aducă mort acasă și să-l își hrănească familia, și de asemenea a fost creat pentru a apăra familia de tot felul de lucruri care ne atacă. Asta este rolul lui primordial. Femeia a fost aia care a fost creată pentru a ajuta specia să se reproducă, pentru a ajuta copiii să crească, pentru a ajuta la sprijinul familiei și așa mai departe. Hints a ajutat, da? Prin urmare, ajutatul ăsta este ceva natural pentru femei și este ceva firesc pentru femei. Prin urmare, în momentul în care ajuți pe cineva, mai ales fără să contorizezi și fără să ții cont și fără să aștepți ceva în schimb, dezvolți energia feminină, fiindcă este ceva firesc pentru tine să ajuți. Apoi, următorul punct ar fi tot așa foarte controversat, pentru că este iarăși împotriva normelor sociale sau a ceea ce ne spune societatea că trebuie să facem acum. După cum vedeți, suntem foarte orientați către material, către mercantil în ziua de astăzi. Pe principiu, nu mă dau jos din pat dacă nu fac bani. Și orice facem trebuie să aducă bani. Deci nu faci nimic, nu dai un pas, nu bei o bere fără să îți aducă bani. Și pentru a-ți dezvolta feminitatea și energia feminină, trebuie să fii creativ.
creativ, să faci ceva doar de dragul de a face acel lucru, pentru că iarăși și este ceva specific femeilor, este ceva natural pentru ele să fie creative. Și când vorbesc de creativitate, nu mă refer neapărat la a picta, pentru că toată lumea se gândește, wow, gata, acum trebuie să mă apuc să pictez ca să fiu creativ. Nu. Creativitatea fiecăruia se definește altfel. Și ca să înțelegeți mai bine aspectul ăsta, vă recomand cartea lui Elizabeth Gilbert, Lecții de magie sau Big Magic în engleză, unde vă vorbește mai mult despre subiectul ăsta, despre ce înseamnă creativitate, despre ce înseamnă creativitate în funcție de personalitatea ta și așa mai departe. Și nu trebuie să neapărat să te gândești la artă, la a face artă, la a desena, la a picta și așa mai departe. E bine să fii creativ doar de dragul de a fi creativ. Știți ce trebuie să urmăriți? Acea stare de bine. Vă aduceți aminte când eram copii mici și făceam câte o chestie care ne plăcea foarte tare. Făceam o chestie, nu știu, jucam fotbal sau ne jucam ceva și ne plăcea foarte tare și aveam senzația aia când terminam de, mamă, ce bine e că am făcut treaba asta. Sau când mâncai o ciocolată bună și, mamă, ce bine că am mâncat ciocolata aia, exact senzația aia trebuie să o cauți prin creativitate, prin dezvoltarea creativității, pentru că asta iarăși face parte din feminitate. Iar creativitatea, fiind mai mult specifică feminității, îți dezvoltă energia aia feminină, o lasă să înflorească, o scoate la suprafață dacă nu este, dacă nu e vizibilă. Ultimul punct pe care la fel consider că ar trebui să-l facă cam toată lumea, nu doar în dezvoltarea feminității, nu doar când urmărești dezvoltarea feminității, dar ajută mult și în sensul ăsta, este să îți dezvolți nevoia aia de a evolua. Să-ți dezvolți capacitatea și nevoia și simțul ăla de a vrea tot timpul să înveți mai mult, de a vrea tot timpul să știi mai mult, de a vrea tot timpul să înveți. Pentru că la noi se înțelege de multe ori, am văzut că în România în mod special, se înțelege că dacă ai terminat școala, fie la orice nivel o fie, ia, gata, s-a terminat cu învățatul, ceea ce nu e adevărat. Sistemul de învățământ este unul foarte rigid, care nu se potrivește neapărat tuturor, din punctul meu de vedere. Cel puțin mie nu mi s-a potrivit. Și în sistemul de învățământ ți se pun niște baze. Sau ar trebui să ți se pună niște baze. Dar asta nu înseamnă că acolo se termină totul. Din contră, consider că în momentul în care ți-ai terminat educația formală, care și aia cred că este importantă, în momentul în care ți-ai terminat educația formală, atunci începe de fapt adevărata ta educație. Atunci începe procesul tău de educare ca om. Și e bine să faci treaba asta în continuare și să-ți dezvolți abilitatea asta. Poate nu-ți place neapărat literatura, dar poate îți place arhitectura. Citește cât mai mult despre arhitectură sau învață cât mai multe sau dezvoltă-ți curiozitatea în sensul ăsta sau, nu știu, în tehnică sau în calculatoare sau orice îți place ție. Poți lega foarte bine treaba asta de hobby, de exemplu. Dorința asta de a te cultiva și de a evolua și de a citi și de a învăța, poți să o legi de un hobby. Să fie un hobby pentru tine, da? Și prin urmare le împaci. Dorința asta de a evolua te ajută foarte mult ca să implementezi celelalte puncte pe care le-am pus în clipul ăsta și de aia zic că e util sau util pentru toată lumea, punctul ăsta este util pentru toată lumea, dar în același timp te ajută să-ți dezvolți energia feminină pentru că știi mai bine ce vrei. Știi, la fel, te ajută să-ți cultivi energia feminină, știi către ce să te îndrepți pentru a-ți dezvolta mai repede energia asta feminină, pentru a descoperi, știi cum să o pui în aplicare. În momentul în care îți lărgești orizonturile și citești cât mai mult. Bun, și astăzi în fine, dați un like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram, că vorbesc foarte mult cu voi acolo pe diverse teme. Spuneți-mi opiniile voastre în comentarii, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!